Consilierul județean Neculai Andoni a decedat vineri dimineață în urma unui accident de muncă petrecut în curtea unei firme de exploatare a lemnului din Târgu Neamț. Primele informații acreditează ideea că alesul județean ar fi fost strivit de un buștean ce s-ar fi desprins dintr-o stivă sau dintr-o mașină. Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț a și trimis imediat spre Târgu Neamț o echipă de anchetă care să lămurească și cauza și împrejurările exacte ale tragediei. Am fost sesizat de poliția Târgu Neamț că la o societate care are un gratier s-a produs un eveniment urma grisesul unei persoane. Am trimis la locul și gratierul respectiv un inspector de muncă să facă primele cercetări la fața lui. Lumea politică nemțeană a fost efectiv șocată de informația că Neculai Andoni nu mai este. Liberalii îl regretă atât pe colegul de partid, cât și pe omul caracterizat prin decență și echilibru. Vă dați seama că sunt trist și îmi pare rău. Acum Dumnezeu să-l ierte, să luăm legătura cu familie, să vedem cu ce putem ajuta organizația județeană. Am vorbit deja la organizația. Care m-a luat prin surprindere, având în vedere că săptămâna trecută m-am întâlnit cu domnul Andoni, am discutat în primul rând politică, dar aș vrea să spun că pierderea este foarte mare pentru familie, pentru cei care l-au cunoscut, un profesionist desăvârșit, un coleg bun. Am lucrat mult cu lui în campania din 2012 și dați-mi voi pe această cale să transmit condoleanțe familiei pentru pierderea suferită. Nu doar cei din partidul din care făcea parte Neculai Andoni regretă dispariția prematură a acestuia și demnitarii târgnemțeni de la alte partide au transmis gândul lor bun la despărțirea de alesul județean. S-o veste foarte tristă pentru mine care am primit-o astăzi de atunci. Un accident fericit care a căzut victimă domnul Curița Antone, un om pe care eu personal l-am stimat foarte mult și un om alături de care am făcut o bună bucată a activității mele politice, politică. Un om cu care de multe ori poate n-am fost de acord, însă am apreciat foarte mult și am stimat felul în care s-a bătut pentru idei. Un om cu principii și un liberal convins. Vreau să vă spun că astăzi Târgu Neamț a pierdut un om extraordinar, un om care s-a bătut foarte mult pentru proiectele orașului Târgu Neamț și eu simt că am pierdut un adversar rezultabil. De ce nu? Pentru că era adversar politic, însă, repet, un om pe care personal l-am stimat foarte mult și pe această cale vreau să trag cele mele condoleanțe familiei îndăviate și ce să vă spun, să odihnească Dumnezeu în pace. A fost un om care a trăit pentru oameni și între oameni așa cum trebuie să facă un bun creștin. Neculai Andoni a lucrat ani de zile în diverse compartimente ale Rom Silva Neamț. În ultimul timp lucra în mediul privat.